Un caz de tulpină Delta a fost înregistrat și la Iași. Este vorba de un bărbat din Pașcani care în acest moment se află internat în secția de terapie intensivă a Spitalului de Boli Infecțioase. Pacientul a ajuns în stare gravă la Spitalul de Boli Infecțioase Iași, unde a primit îngrijiri specifice de terapie intensivă. Managerul spitalului a arătat că în acest caz s-a lucrat cu o echipă interdisciplinară, iar secvențierea tulpinii s-a făcut în laboratorul din cadrul spitalului, unde mai sunt în lucru alte 6 probe. S-a realizat anchetă epidemiologică și s-a stabilit lista contactilor. Deci focarul de la Pașcani este ținut sub control. Evoluția pacientului este bună și urmează să fie externat din ATI și trecut într-unul dintre saloanele de confirmați. De precizat este faptul că bărbatul nu era vaccinat.